Batalia la sectorul 1 este departe de a se fi încheiat. Cum fiecare vot contează, lupta între cei doi candidați este una acerbă. Clotilde Armand, actualul primar al sectorului 1, reclamă încă o fraudă la secția 144, acolo unde afirmă că ar fi dispărut 196 de voturi. Aceasta a mai transmis că a depus o plângere la parchetul general pe numele președintelui Autorității Electorale Permanente, Tony Greblă, pentru abuz în serviciu. Actualul edil cere renumărarea voturilor, semnalând o serie de fraude. Acesta a depus o plângere și împotriva reprezentantului PSD din biroul electoral al sectorului 1. În replică, George Tuță, contracandidatul din partea PNL, a spus că nu se pune problema fraudării alegerilor. Am venit aici ca să trag un semnal de alarmă și ca să depun o plângere împotriva președintelui AEP, Tony Greblă, pentru abuz în serviciu, pentru modul defectuos în care au fost organizate alegerile și pentru instigare un fals în acte oficiale. Tony Greblă a patronat un adevărat haos electoral. Pe fondul oboselii, membrii comisiilor din secțiile de votare au fost obligați să întocmească niște procese verbale cu niște falsuri grosolane. Clotilde Armand, actualul primar al sectorului 1, face acuzații de fraudă și vrea renumărarea unor voturi. Actualul primar a mers la parchetul general, unde a depus plângere penală împotriva președintelui Autorității Electorale Permanente, Tony Greblă. Se face o presiune asupra președinților de secții de votare ca să închidă totul, chiar dacă procesele verbale nu sunt corecte, sunt o mulțime de nereguli și pur și simplu nu corespund nici cu ce s-a numărat. Ce se întâmplă este o pată neagră asupra democrației din România. Trebuie, în mod categoric, neapărat, să fie renumerate un număr destul de mare de secții de votare. Clotilde Armand a depus o plângere și împotriva reprezentantului PSD în biroul electoral sectorul 1. Ea l-a acuzat de fraudă în numărarea voturilor și vrea ca voturile să fie renumărate din nou. Eu nu am nicio problemă să recunosc un rezultat, absolut nicio problemă, dar vreau ca aceste alegeri să fie corecte. Dacă alegerile sunt fraudate, de ce ne ducem la vot? Contracandidatul său, George Tuță, de la PSD-PNL, neagă însă că au fost nereguli. Îmi doresc să avem un rezultat cât mai rapid, să nu fie procesul afectat. Pe parcursul zilei de duminică, chiar și pe parcursul zilei de luni, nu a fost niciun fel de întâmpinare, de solicitare suplimentară pentru vreo suspiciune, oricât de mică a fost. Toți candidații noștri au participat, au asistat la acest proces de votare pentru a respecta fiecare cetățean care a votat. Și mai mult decât atâta, nu a fost niciun candidat care să pună mâna pe buletinele de vot. Și noi am făcut publică ieri o poză în care un alt candidat făcea lucrul ăsta. Așa că mai bine întrebați pe el.